Salut, salut și bine v-am... Bine. Avem un replay chat de la Andrei, 14 kill-uri, 3 death-uri, bă, 13.000 de rezonabil. Second Battle of El Alamein, Alamein, sau cum s-o pronunța, nu știu, cum se pronunță, că nu știu. Harta mică, bun. Și avem pe Andrew. De 44%. N-ați mai văzut pe tankul ăsta de mult pe canal, da? Nu știu dacă l-am postat pe canal vreodată. Andrei, nu rețin să trimis replay-uri cu el, îl ține acolo la naftalină numai pentru el. Bun, ce-am mergi pe realistic, știți povestea. Marcare pornite să comentăm noi mai ușor și intrați pe serverul ăla de Discord, dați-vă un like, ceva. Nu pe serverul de Discord, pe YouTube, evident. Like-ul nu era pentru Discord. Bine, puteți să-l amestecați, nu știu cum dai like pe Discord. La server, da. Da, ați prins voi ideea. Bun, al nostru garaj în G. Elk Bis. Type 68. Și tu ești puțin cam expus, Andrei, aici, a? No. Isom chat, e 4:30 dimineața. Sincer, un elec, odată ce-l vezi, nici n-are rost să nu tragi, pentru că așa e. Club de doi oameni. Unul trebuie să iei și ăla nu mai are ce să facă fără el. Sunt de nedespărțit. Sincer... Aș fi încercat să țintesc cu binocul. Ma, te grăbiști toți, vreau. Băi, i-a dat ceva de match, dar i-a făcut doar omul roșu, nimic wow. Bă, chat, păi și uitam noi să facem aici mare thumbnail. Ia uite, dar îmi place care e ăla de gaze aici pe țavă, de disipat volumul chat. Gazele de yes, de pușcă, ia vezi, nici nu-l înțelegi ce e. Dar arată drăguț. Da, nu, asta e numai părerea mea. Voi nu trebuie să fiți de acord cu ea. Steagul României, stema. Și puteți să dați skip la etapa asta, că după aia îi dăm drumul. Hai, nu trebuie să te mai miști, Andrei. Ah, da, el o tras. Nu, nu, care o gândit. Nu. O tras, o dat bounce, cât dă reload, n-are rost să nu... te duci pe el să dai o bucată. Vedeți? Dacă eu s-a la thumbnail-uri. Foarte profesionist, sunt făcut pe thumbnail-uri în timpul episodului. Creia. Hai, nici mă mir că nu se uită lumea la mine. Ratelu. M56. Ăla-i o țintă. V-am zic grea, nu-i neapărat grea. Dacă stă pe loc. Și na. Face manevre bruște. Ce-o făcut acolo, văz că am... Hai să-mi reduc viteza cât de mult pot. Andrei, dar ratelul ăla battle vina nu se vede. Sincer, Andrei, ratelul ăla nu s-a văzut acolo. Păi. M41. A scos. Ratelul încă e acolo, Andrei nu-i face nimic. Ochelarii aia nervoși, Andrei. Aoleo. Dragule. Așteaptă după jumbo. O să fie deja în el. A scos. Bun, și acum ratelul. Nu-mi zic că nu vezi ratelul. Nu-mi vede ratelul. Dar lasă, uite pe tine. Dă-i înapoi. Țava. Ok, repara mecanicii. Nu, no, foarte riscant să ieși aici peste deal. Uite, două tankuri inamice. A, ah, și o Lorena. L-a penetrat, dar nu i-a luat toți oameni, au rămas în doi. Arti. Nașpa, Andrei. Ghinionist. Faci că-ți arată că tu joci de pe consolă, dar tu joci de pe PC.
IL-10? Că nu m-am uitat. Da. Ce are pe el? Bombe, rachete. Ok. Charioteer. Ce face? El dă bombă? El dă bombă. O dat-o fix pe el, a? Fix pe lângă el. Acum s-a răzbunat pe ăla. Era clar că o să fac asta. Răzbunarea e armă prostului, copii. Să nu vă răzbunați. Doar în jocuri acolo e ok, că nu se cunoaște nimeni cu nimeni. Și vorba de competitivitate și de câștiga, hei. Ne totuși nu fiți prea tryharderi. Ratelul ăla, Andrei, să mă bată mama dacă nu puteai să scoți de 15 ori. Bă, mă nimerit am cu bine, dar nu îl penetrează. De-aia trebuie să vii de sus în jos, nu din lateral. Un M41 poate penetra. A, deja te targetează băieții grei. Bro, scos un M109. I-o dat M-Rec. Unlucky pentru ăla. Cu M109. Unlucky rău. Oh, oi, să doi un. Nervos. Asta e la simplu, așa, e? Da, e la simplu. Chat, când vreodată proiectilul ăsta nu o să penetreze Super Sherman-ul acolo. Tureala, când vreodată. Când vreodată, chat. Ei, eu. Andrei, tu ai tras cu proiectilul principal după ăla? Nu te... Nu, n-ai tras, nu? Ba nu, uite că arată jos ca nu. Arată că o tras cu mitralierul. Oh, așa. Mă poți pușa. Bine, e irrelevant deja ce se mai întâmplă, că e meciul pierdut. Nu m-a prins lateral la Lorena. Foarte bine. Și așteaptă după Pershing. Dai. Oh, decapitation. Bun. Sânge-o lua Nyuku. Sânge-o lua Nyuku, dar nu-l dă. Nu-l dă, că știm de ce. Nu-l dă. Vin 14 avioane peste ei. Nici nu ajunge la... nu ajunge la... câmpul de luptă până se gata meciul. Unlucky, Andrei. Unlucky. Nu, asta a fost replay, ce pot să zic? Meci a fost bun, da, se putea și mai bine. Cred că singura chestie care nu mi-a convenit a fost cu ratelul ăla, că se vedea acolo și omul meu nu l-a văzut. În rest e ok. Bun, chat, vă salut.